Într-adevăr, în deplasarea din care m-am întors de aș putea spune doar câteva ore, mai puțin de două, am avut parte de momente inedite, momente frumoase și, zic eu, momente istorice pentru municipiul Târgoviște. Este pentru prima dată când Târgoviștea semnează un protocol de colaborare, de înfrățire cu un municipiu din Turcia. Este vorba de Karadeniz Eregli, o localitate aproximativ, la fel ca și municipiul Târgoviște, 100.000 de locuitori, însă avem puncte comune și cel mai important dintre acestea este fabrica Erdemir, care acolo practic are locația de bază în Eregli. În Târgoviște are, după cum se știe, doar, să zic așa, o fabricuță, față de ce este acolo este nici, vă spun, nici 5%. Însă am găsit acolo oameni buni, oameni primitori, gazde ospitaliere, care au fost de acord să semnăm acest protocol de înfrățire, o continuare a unui prim pas care a avut loc în anul 2004 și pe această cale vreau să-i mulțumesc și fostului primar Iulian Furcoiu pentru acel prim pas pe care l-a făcut. Însă iată, acum am reușit practic să încheiem acest protocol și să considerăm că Târgoviște și Karadeniz Eregli sunt orașe înfrățite cu acte în regulă. Ce va aduce înfrățirea asta cu Înfrățirea cu Karadeniz Eregli, în primul rând, va aduce în două luni ansamblurile folclorice de acolo la Târgoviște. În al doilea rând, vom încerca să mărim relațiile economice care, după cum vă spuneam, există la nivelul fabricii Erdemir. E eventual să mai vină și cu alte investiții, pentru că avem nevoie de locuri de muncă și de investiții mari, așa cum a fost și aceasta. O să continuăm și cu înfrățirea pe linie sportivă. Iau câteva cluburi sportive destul de mărișoare acolo și pe linie socială și administrativă.